Iuliana a venit mai devreme la Antena Play foarte entuziasmată și foarte fericită. A și spus asta de nenumărate ori că este emoționată, este fericită. În primul rând, i-a mulțumit unei susținătoare din Focșani că a mers acasă la mama ei, care stă în vestul țării, și a făcut o fotografie cu aceasta pe care i-a trimis-o Iulianei. Apoi a vorbit despre aniversare, dar și despre Vlad, spunea că are sentimente foarte puternice față de el, că poate el pare arogant, dar nu este un suflet foarte bun și simte că și-a găsit jumătatea și el este bărbatul potrivit pentru aceasta chiar a spus, m-am îndrăgostit oameni buni și, cum spuneam, în legătură cu aniversarea, este miercuri seară, aceasta avea câteva cerințe, a zis că niciodată nu a cerut nimic la Antena Play, acum vrea să-i pregătească o surpriză, ar vrea ca el să nu i pregătească ei nimic pentru că ea vrea să îl surprindă dorește să se descarce cineva niște fotografii cu ea și pe spate să scrie câte un gând de al ei, să facă un culoar din poze până la surpriza ce va fi în curtea fetelor și mai vrea lumânări, baloane albe, șampanie iar de tot nu știa sigur dacă vrea, pentru că Vlad nu mănâncă dulciuri. Și a mai zis că e atât de entuziasmată și fericită, de parcă s-ar pregăti pentru nuntă.